Ce vrei să faci, fă? Am venit să le iau pe Steven la doctor. Păi bine, ia. Vă fac un ceai? Nu. Ne-i bine. Nouă ne-i bine. Neața. Hai, Doamne, hai. Suntem în ilegalitate? Asta l-am întrebat și nu. Nu vreau să spună. Noi trei constituim celula de bază a comunei Cloncatele. Noi și numai noi putem ridica această comună pe cele mai înalte culmi de civilizate și progres. Marcele. Știu că e aproape un citat, dar e adevărat. Hai, lasă, nu mai vorbi ca la ședință. Zice, ai de zis că mă grăbesc, trebuie să mă duc să-i castrez porcul lui Neatănase. Dacă ești băiat deștept și colaborezi, îl castrăm împreună. Părintele ține, tu-l tai, eu îi le pun pe grătar. Ia, țin eu. Bă, acum hai să vorbim serios. Am nevoie de ajutorul vostru să mă întorc acolo unde mi este locul, în capul trebii, la primărie. S-a făcut, asta e, bine. Bă, stai mă să punem la punct detaliile. Stai mă să detaliem. De ce e breza asta, de vacă, de mai? De capră. Mă bucur, Steven, că te-ai hotărât și că-ți faci analiza asta. Păi m-am hotărât. M-am hotărât Minodora mai mult. Dar dacă trebuie, trebuie, nu? La ce mână să faci? Pe nu la mână. Uite, ai borcanașul ăsta. A, e cu din asta pentru... Deci treaba mare, treaba mică, ce fac în el? Ai nebune, mă, Stevane. Minodora, tu nu i-ai spus despre ce e vorba? Ce-i fă? Păi... Simplu. Deci faci glume din astea la domnul doctor. Da, zi, de domn doctor, deci treaba mare, după cum văd că e mare. Stevane, ascultă-mă, tu vrei să faci copii, da sau nu? Eu nu mai înțeleg nimic. Uite, de ce ați venit? Păi? Păi, domnule, tu vorbești? Da, păi, cum să fac asta la domnul doctor, aici? Domnul doctor, uite ce. Eu treburi de astea nu discut în public, așa, de față cu toată lumea și eu nu fac treburile astea. Nu fac, face, nu face. Eu nu fac treburile astea. Doctor, taci, fă din gură! Taci, fă din gură! Ce să tac, mă? Vrei să vezi de ce nu facem copii, da? Nu, păi, Minodoro, vreau să văd de ce nu facem copii, da? Să începem cu tine, să facem ție analizele. De ce să-mi facă mie analizele? De ce ne facem mie analizele, domnul doctor? Pentru că cea mai simplă analiză e mai întâi la bărbat, de asta. Am înțeles și de aia s-o face la mine, nu? Da, vezi, e simplu. Faci analiza, rămâne măritat. Hai, la o parte, fă de ce vrei? Da? Da. Ia pleacă, mă, pleacă. Du-te, hai, la madame celula să te duci, că îi zic că vreau să divorțăm. Du-te! Uite, eu ți-am adus și o revistă ca să iasă treaba bună și să faci un copil frumos. Nu vine să crezi ce mi se întâmplă. Nu mai râde, domn doctor, te credeam om serios. Deci de asta se face la spital... Unde? Acolo. După perdeaua aia? Da, după perdeaua aia. Du-te. Dar voi ieșiți de aici, nu? Ei, unde să ies? Tu n-ai văzut că-s pacient, am? Eu am treabă totuși, Stevene. Hai, du-te. Hai. Te rog. Trebuie să dizolvăm Consiliul. Și cu ce ne ajută pe noi doi asta? Păi nu suntem toți trei o echipă? Ce ați fi fost voi fără mine? Consilieri? Da, puțin. Cum adică să dizolvăm Consiliul? Cum adică să dizolvăm Consiliul? Deci cum să dizolvăm Consiliul? A, cum să zic? Habar n-am. Dar știu un băiat care are carte, e jurist, beton și o să ne arate el cum să facem toată treaba asta. Până una alta vreau să știu clar. Sunteți cu mine? Auba. Merge pe dracu, că... E bine, începe. E bine pe măta. Auziți, domn doctor, dar... Când credeți că pot să rămân și eu însărcinată? Păi... Coana Florico. Domnul doctor, am dus ungur, că da, mamă, uite, ți-am pregătit. Da, eu iau pastilele alea în continuare, să știți. Deci, Minodoro, dacă lucrurile merg bine... Și Stevanica își face datoria, eu zic că luna viitoare avem vești bune. Auzi, Stevene, luna viitoare!
să fiu gravidă deja. Fă, tu ești idiotă. Trebuie să mă concentrez. Domn doctor. Gata. Am înțeles. Inodoro? Ce fericită sunt că există acum varianta asta cu copil la borcan. Să trăi, domn doctor. Aveți timp și noi acum? Ne vedem mai târziu, da? Bine, hai, lăsați. Atunci lăsăm astea și venim altă dată. Peste o oră, da? Da. În vitro, Inodoro. În vitro, să spunem. Dar să știi că eu sunt de principiul lucrurilor naturale, da? Da. Da, mămică. Sunt cu Steven la dispensar. Nu e bolnav. Face o analiză. Nu dă sânge. Îți zic eu acasă, lasă-mă. Mi-e rușine acum. A? Da, luăm lapte. Bine, pa. Stivene, să nu uiți când mergem acasă să luăm niște lapte, mă. Domnule lapte, domn doctor, te cum stă treaba? Eu, în condițiile astea, așa, cu asta care zice mie să iau lapte, cu ăștia care vine și ți-aduce zacuscă, domn doctor, eu nu pot să fac nimic! Hai acasă, bă! Hai acasă, cum mi-ai dat și niște slăbăloage, toate cântărețele slăbăloage îmi dai! Hai! Steven, stai, stai, gata, stai, stai, gata, stai, stai, gata, gata! Hai, calmați-vă! Gata, Steven! Uite ce-i. Ia borcanul ăsta și chestia asta se poate face și acasă, da? Dar fii atentă, în 30 de minute mi-aduci proba, da? Hai! Păi tu... Pară! Păi știe tot satul acum, tine. Domnule primar, sincere felicitări. Mulțumesc. M-am cam temut, mă rog, credeam că ne-o trage ăsta cu intervenții de la partid. Ești cam emotivă. Fii mai sigură pe tine. Ei, sunt și o femeie. Sunt și la menopauză. Să faci cunoștință cu soția mea. Păi, m-a făcut. Păi nu, mai bine. Poate faceți un comitet de femei de sprijin aici, în primărie. Ai o idee foarte bună. Da. Hai să luăm un loc și să discutăm. Da. Ei! Au, 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 au! Tă-mă, drecu, cu mobila, băi, ce regă mobila primăriei. Domnule primar, dar dacă și scaunul dumneavoastră e la fel de șubrec, e nenorocire, trebuie să schimbați totul pe aici, mobila. Da. Hai, să stăm. Ia un loc. Păi, adică nu. Ce să mai iau loc? Te rog să mă spun. Ia un loc pe ăsta. Îmi permite să... Da, te rog frumos. Da. Aoleu, e cam șubre și ăsta, domnul... Lasă că le schimb eu. O să schimb eu. Multe aici. Doamna Celă. Ce vreau eu de la tine este să fii aia pe care o scol din somn în miezul nopții la ora 3 să mă scape de lege. Nu sunt eu... Nu, ești în particular, dar vreau să fii și aici la primărie. Să dai sfaturi la primar, cum să... Jurisconsult. Ăla, da? Tu vreau să mă tragi de mânecă așa și să-mi spui, bă, state, bă, primarule, sau cum îi zice, bă, fraiere, ce faci nu este legal. Să iei hotărârile mele și să le faci să fie egale și să-mi iasă și mie ceva. Adică vrei ca cineva să verifice dacă hotărârile sunt în limita legii? Marja asta îmi lipsea. Interpretarea? Da, exact. Acum, sigur, dar depinde. Am și eu niște greutăți familiale. Fii liniștită, nu o să fii plătită de la stat. În regulă. Vă mulțumesc. Bună ziua. Schimbați scaunul. Părinte, ce-i tăcerea asta? Nu datorită mie este în consiliu? Stai puțin. Pe noi ne-au votat oamenii. Nu, hai. Să recunoaștem că Marcel a fost mentorul nostru și dacă nu era el, da? Tu să vorbești pentru tine. Pe tine te-a numit primar interimar, așa că... Opa, asta era. Invizia, unghia în gâsul. Păcate de moarte, după câte. Asta. O fi păcat, dar... Da. Eu nu fac ilegalități ca alții. Dar cine face ilegalități? Cine face așa ceva? Legea e făcută de așa natură să fie privită din diferite unghiuri. Da, care legea, e treaba? Legea, sigur. Da, exact, da. Așa e. Acele. Că știi exact ce avem de făcut, vii, spui, facem. Da, mă. Vreau să știu. Tu ești cu mine, da? Întotdeauna.
Ce? Ce vă uitați așa? O să vedem când a venit momentul. Dacă a venit, cum a venit, o vedea. Șpriț cu apă. Dă-mă și tu un sifon. N-am. Ai făcut sifonărie? Mulțumesc pentru... primire pentru ospitalitate. Nu fac fă așa ceva. Nu fac. Fac orice fel de analiză. Îmi iau sânge. Fac ce vrei tu. Dar asta nu fac și clar. Păi și ceva trebuie să-mi faci, mă. Trebuie să faci, mai ales că tăticul este șef de două ori, dacă vrei să știi. Și deci nu trebuie fac, să faci. Fă, nu fac. Nu vreau să fac. Cum adică șef de două ori? Uite așa, că odată este șef peste noi, că este clanul nostru și a doua oară că este primar și deci poate ca să te oblige, da? Ce bun să mă oblige mie să fac tot felul de din astea? Toate porcăriile din lume? Mie mi-e și rușine de asta. Fă, Minodoro, te rog eu frumos, înțelegi. Hai să, poate să facem cumva, uite. Hai să nu fiem un copilaș, fă. Că sunt atâția copii care abia așteaptă, fă. Dacă vezi că nu se poate și nu se poate și nu-ți iese și nu-ți iese. Ascultă-mă cu atenție, te rog frumos. Eu vreau un copil al meu și al tău. Și dacă asta înseamnă că trebuie să te calc în picioare ca să faci analiza, asta fac! Ce-o lași, mă, pasa să țipe la tine halul ăsta? Ești polițai sau ce ești? Mă, dar tu cine gâtul, mă, ce ești, mă? Ia vină, mă, cu vină, cu vină, cu cine ești, mă, tu? Cine ești, mă? Ce vrei, mă, tu de la mine, a? Mulțumesc. N-ai pentru ce? Stevene, te rog eu frumos, fă asta pentru mine dacă mă iubești. Du-te, mă, de aici, puțin. Fă-mi rădură, o să fac asta. Bineînțeles că o să fac asta. Pentru tine o să fac, dar trebuie să te rog frumos să mă lași să fac asta când vreau eu și unde vreau eu, nu cu babele alea acolo, nu la cabinetul la doctor. Bine, dar după ce o faci, știi că trebuie să duci aia repede la Toma ca să nu moară notătorii, jumătate de oră maxim, da? Da. Bine, am plecat, pa! Pa! M-a bătut în fața poliției, m-a bătut în fața poliției! Bună, finule! Bună ziua, nașule! Bine ai venit! Dar de ce nu stai acasă să te odihnești până depui jurământ? A? A fost... A? Cu ce ocazie pe la noi? Noi n-am odihnă. Deloc, deloc. Vreau să știu cum stăm cu banii. Am o datorie la dumneata? Nu. Banii primăriei. Cât e, cât a fost. Cine trebuie să dea, cine trebuie să ia. Bugetul. Traseul. Pune intrat. Cât s-a plimbat pe acolo, pe unde a ieșit, dacă a mai ieșit. Că într-o plimbare de-astea pot ușor să te pierzi într-un colț la o bere. Te îmbeți și nu mai știi de tine. Tu, sumă. Da. Nu mă sumă să nu fii. Stăm bine, stăm bine, foarte bine. Adică cine ai încredere în mine? Am o încredere în tine oarbă. Cheamă contabilul. Păi, nașule. Deci dacă e să chem contabilul, îl chem așa, că sunt eu simpatic. Că pe mine legea nu mă obligă, că încă n-ai depus jurământul. Și eu dacă depun jurământul pe mine, mă obligă legea să te păstrezi pe tine consilier. În dinții le aduc firar, mama mea, de contabil. Dar te rog, stai jos, nașul, te rog, stai jos. Acum vin, acum vin. Nu face nimic. Deranjez? Dar ce plăcere, ce ăla? Ah, dar văd că ai deschis cu albele. De încălzire. Iată-mă, te rog că am venit așa neanunțată, dar am venit la rugămintea unui prieten, domnul Corlățeanu, îl știi, da? Păi să nu-i cumnatul lui Popeangă? A, lui Popeangă, da. Vrea să-ți fac o propunere foarte interesantă. Domnul Corlățeanu? Da. Lăsați că facem analizele mai târziu, poftiți. Curaj. Vă salut. Toma. Tase Corlățeanu. Stai jos. Cela, stai tu acolo, te rog, da? Poți să vă tratez cu... Nu e ce scrie aici. Aveți curaj. Eu nu mulțumesc, e prea dimineață. Stai jos. Vă ascult. Mă doare sufletul când văd că... somitate și oprobitate ca dumneavoastră se pierde într-un loc ăsta.
Un doctor trebuie să fie doctor oriunde. Important este să-și facă meseria, cel puțin așa gândesc eu. Vedeți, așa ar trebui să gândească toți chirurgii de azi. Mulțumesc pentru apreciere. Deci, care e propunerea? Aș dori să reveniți în fruntea clinicii de cardiologie de la spitalul de urgență. Ce spuneți? Nu știu ce-a plăcut. Bă, atunci cine a spus, mă, că parcă nimeni, nimic, mă, nimic. Parcă nu se întâmplă nimic, băi, tu știi cât de concentrezi, cât de concentrezi mai tare, cât e... Stevene, dacă nu te descurci la analize așa de ușor, eu zic, ia uite, ia dosarul ăsta, ia uite, ia găcicile astea, ia uite-o pe asta, ia uite. Uite, ai văzut cât e de pervers. Hai, bă, ești prost, că n-are numai 65 de ani. Hai, că te întrezi cu gluma. Vezi, poate te prinde acum că povestești la toți atunci ce am zis eu. Păi mă duc așa cu portavocea. Ce facem, mă, cu așa, cu echiziția lui? Bă, nu e chiar așa cum zice state. Să știi tu că treaba e nasoală. Că noi nu putem să ne ducem de capul nostru așa să-i luăm pe ăștia așa la perchiziție, că ne reclamăște pentru abuz. Ce abuz, mă? Păi abuz. Crezi că te duci așa fără mandat? Băi, mai spart cu mandatul ăsta, el. Păi da. Mai spart. Mandat. Dar nu merge la oameni, mă, și le întoarce casa pe dos. Nu merge la oameni să le răscurim prin casă, să le dărâmăm dulapurile și să le stricăm farfuriile. Mi-e mai frumos, pa. Să rămână, ce mai faceți? Am venit și noi să vedem dacă totul e în ordine, am venit și noi să vedem dacă e liniște, dacă e pace. Vrei, aveți un ceai, poți să iau o gură de apă, mă duc la bucătărie, mă uit să văd furculițele toate întregi. Ce dracu? Și pe de altă parte, ia gândești, ne certăm cu tăticul acum? Că nu e vorba de tăticul, că e tăticul, că e primar. Deci ceri tu ca polițist, te ceri cu primarul, cu primăria? Păi bine, te ceri cu tot statul, postule. Hai. Ia și tu unul din ăsta. Și hai să mergem. Dar cum rămâne cu procesul meu de malpraxis? Da. Doamna acela, acum vă spun sincer, are o relație la Colegiul Medicilor. Nu, genul acela de relații. Stai puțin, acela. Eu sunt total nevinovat, tu știi foarte bine, n-am nevoie de nicio pilă. Bun. Până când se dovedește nevinovăția, este păcat ca o somitate, ca dumneavoastră, un atât de bun doctor să stea pe tușă. Știu. Așa de dimineat? Ia. M-am adus cu turbulări, domnul doctor. Bine, hai, te rog eu frumos, nu aici, te rog. Da, domne. Activitate, nu glumă. Domnule, suntem la țară. Cum e? Vrem să vă facem o... adică amândoi. Vrem să-ți oferim o șansă să ieși din mocirla asta. Da. Dumneavoastră decideți, noi ne supunem. Dar, repet, este mare păcat ca un doctor atât de bun ca dumneavoastră să stea pe dușă. Să știi că de când ai plecat... nu s-a mai întâmplat nicio performanță la spital. Nu te vă fac adu-o chestia asta pentru aprecierile voastre. Sănătate. Sănătate mult. Trebuie să mă gândesc. Ar fi păcat. Trebuie să mă gândesc. Nașule, ce bine asta. Deci de-abia aștept să depui jurământul. Hai să văd bugetul. Așa. Mă. Eu văd că Cloncatele are venit urmări la buget. Nu, deci stăm bine. Adică ar trebui să vină bani mulți la buget. Ar fi venit și mai mulți, dar anul ăsta și că e criză și ăștia ne-au dat bani așa cu țărit. E te criză, mă. Păi, dar eu văd că s-a mulțit, mă, animalii în sat. Porci, găini. Am văzut și modele de vaci noi, elvețiene. Ai văzut, nașule? Mhm. Ăla a fost 100% proiectul meu. Da. Astea sunt. Niște vaci care dau un lapte cu foarte mult calciu. Mhm. Și mai am un proiect. Mai am aici, mai am de adus o vacă. Asta dă lapte cu foarte mult calciu și flor. De-aia are zâmbetul ăsta așa, de la fluor? Bine. Eu o să le aduc un taur care o să le dea direct ciocolată. Așa. Și atunci, mă, de ce nu plătește oamenii? Ah, păi,
Asta e treaba. Deci e mai rentabil să nu mai plătești taxele și impozitele, că nu sunt foarte mari, și să bagi bani în animale, da? Și anul viitor, din brânză, din ciocolată, plătești tot. Am înțeles. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Nu prea avem oi în comun. Lista, mă. Lista rușinii. Datornici. Da. Unii pregătit. Pandele, genică, Pericle, Podcovarul, state, Podcovarul, flacăra. Păi cum s-a întâmplat așa ceva? Nu-ți face probleme, nașule, acum ești primar. Plătești impozitul când vrei. Ce făcăși? Plătesc impozitul imediat. Cât am de dat? Cât? 50.000. 50.000? Tu ai mărun la tine? 50.000 de ron. Asta face adică 11.000 și câțiva sute de euro. Bine. Bine. Păi plătesc. Dar de ce dracu' e așa impozitele, mă, mai scumpe ca la Paris? Bine, că sunt așa taxe, impozite, penalizări, ai casa, ai terenurile, ai pădurea, și de 20 de ani s-a adunat? 20 de ani? Eu nu înțeleg. De ce n-a scos Popeanga arma asta în campanie să-mi dea cu ea în cap? N-am mai plătit de pe vremea lui Tasu. 63. Da. Eu am știut de dosarul ăsta, dar l-am ținut ascuns, că am zis să fie o campanie electorală curată, civilizată. De fapt, l-am găsit cu două zile. Fără părtinire. Stăiți! Să trăiți. Scopul și durata vizitei? Vorbesc eu. Domn primar, adică domnul fost primar. Neam Marcel, pot să vă zic acum așa, nu? Bagă. Noi ne-am gândit așa că să facem ca un fel de control de rutină prin tot satul. Da. Dar să stați liniștit că o să trecem pe la toată lumea. Adică am luat casele la rând, o să mergem și la tăticul, da, la toată lumea. N-am venit direct la dumneavoastră, nu înțelegeți greșit. Nu. Căutați ceva specific, bănuiesc. Da, ceva specific, ceva ascuțit. Da. Ceva... Da, este ceva ascuțit și lung sau ascuțit și nu prea lung. Eu am o reprezentare, cum ar fi în capul meu, dar n-am la mine să vă arăt, că e doar în capul meu, știți? E... Un ac. Da. O Andreea, o sună mai mică. Nici el nu este prea precis, că nu-și dă seama. Nu... E greu să știe el ce e în capul meu asta. Și vreau să vă zic că am venit la dumneavoastră că ne-am gândit că motivul ar fi că de acum cum nu mai sunteți primar, dar să nu vă spurați pe mine că ce vă zic acum, poate v-ați apucat, știu și eu, dintre o ocupație, să croșetați. Da. Dar poate că te bagă măta că ești obraznic. Mandat de perchiziție aveți? Nu, n-avem, nu. N-avem așa ceva. Și ne-am gândit că o Andreea, poate de la cum croșetați dumneavoastră, s-a pierdut și atunci... Perfect. Eu am fost întotdeauna de partea legii. Așa că până rezolvi o treabă de-a mea, căutați voi repede și plecați, da? Da, da, da. Dar nu vă lipsesc Andreele din casă, nu. Nu știu, căutați voi că nu vă duce în casă. Hai, mama mea. Păi, mă duc până la bucătărie să caut că... Hai. Auzi? Eu zic că nu trebuie să fie neapărat o Andreea, poate să fie și ceva de la un... Păi ce vrei să facă cu curbulițele? Vezi dacă are toți ăia, cum se cheamă, dinții ăia. Una, două, trei, patru. 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 Te auzi? Și asta ce e, mă? Aia este o...
Este pentru mâncare chinezească aia. Aaa, asta e furculiță chinezească, mă! Auzi ce ziceam? Așa să cauți așa ce poți să cauți așa? Ori răspărim toată casa ta să supără Nea Marcel, ori așa ce numărăm? Păi eu... Hai să mergem în altă parte, că nu cred că e de aici. Nimic. Nu, nu, nu. Serios. Bine, hai să... Ce zi așa, s-a constipat ăla de tot, n-a mai putut ca să mai facă nimic, a? Ce să facă, fă, mămică? A ieșit de apucolă de ziceai că parcă i-a dat cineva fă la pantaloni. Păi fă, vorbește fă și tu frumos cu el. Șoptește și tu la ureche, așa gâdilă. Fă ca panoramilele de reviste, n-ai văzut cum poate bot așa? Fă și lui așa, poate-i vine. Păi fă, mămică, i-am făcut și așa. I-am și gâdilat, i-am și șoptit în ureche. Nu, nu știu, lasă-mă, ajuta pe mine Dumnezeu să-i faci un nepoțel, tăticu, nu crezi? Mai dă fă și tu de pomană, că slavă Domnului, avem pentru cine. Păi crezi că nu dau eu de pomană? Așa rea sunt? Păi eu mereu dau bani de pomană. Într-o zi am venit, am luat o sacoșă și am umplut-o cu lucruri de la tine din șifoner și am pus și rochia aia ta, că nu mai îmbrăca aia mai veche de petrecere, că amărâtele alea două de la colț n-aveam. Fă! Tu ești împită la cap? Păi dai lucrurile mele de pomană? Tată dracu lucrurile tale, că de-aia n-o rămâi. Ia uite la ea! Doamne ferește! Poate rămâi o grea cu din cauza ta! Scuze-mă, mi-am permis să... Pot să beau un șpriș? Toată lumea e cu probleme. Hai, dă-i drum. Mersi. Ți-a arătat Alin carnetul? De ce? Mi-ai trimis vreun mesaj? Nu e de glumă. Băiatul ăsta se pierde, chiar nu-ți pasă. Mi-ai spus asta și ieri. Păi da, și văd că nu ai făcut nimic. Ba da, cu lecțiile cu el la seară. Am vrea să zic că băiatul n-a mințit când a zis că nu el a greșit problema. Care, aia cu mașinile colorate? Aia. Hai să vorbim serios acum un pic. Stai puțin. Într-o parcare sunt 10 mașini roșii. Sunt cu 6 mai multe de alea verzi, iar galbele cu cele mai puține decât astea. Copilul. 10 plus 6... Copilul. Și zi așa, ești singurică? Mai este și camelușa. N-am cu mortul lui Marișica. E frumos aici, doamna Marișica, îmi place. Frumos așa? Da. Eu fac curățenii, eu țin casa. De aia ești frumos. În ultima vreme te-ai înțepat? Nu, dar știu să fac dulceață. Da, ce logică aveți. Am. Eu mai rar am văzut așa ca dumneata să sară cineva de la una la alta acum. Păi nu, băi, eu știu să fac așa. Da. Da, ține niște dulceață de aia. Vă duc. Da, da, da. Da, da, da. Doamne, Maica, Doamne. Sfânta. Auzi, ce faci, mă? Stăm, mâncăm dulceață aici? Da, stai niște. Păi nu, cu casa la răscolit, are... Dacă găsim andrele, nu găsim ceva de înțepat. Bună seara. Cu ce vă putem ajuta? Aici să știți că sunt medicamentele mele. Căutați ceva anume? Nu. Ah, nu, nu, nu. Eu mai stăm și noi să vedem. Dar de ce nu luați un loc? E, uite, la asta nu ne-am gândit. Am putea să luăm loc, dar mai bine stăm un pic. E, uite, a venit... Dulceață. Aoleu. Ce s-a întâmplat? Stați o secundă, că... Nu, știți, el are o problemă. Nu mănâncă cu lingurița. N-a pus în viața lui mâna pe lingurițe, n-a pus lingurițe în gură niciodată. Asta și o boală? Da. Dați-ne, unde e vesela? La bucătărie. Aduc eu ceva, că nu mai... La bani n-aveți, nu nimic, nici într-un caz. Nu? N-ați mâncat pe acolo și ați lăsat vesela pe la baie. Nu. E foarte important. Gândiți-vă, sunați. Ok. Ce-mi plac mie, să știi? Ce? Friptura asta a fost făcută ieri și reîncălzită. N-are cum, e cârciumul respectabil, nu se bat. Da, șorbița a fost bună, a? Eu o făceam mai bun. Tu sau Linuța? Auzi, eu nu înțeleg, deși o trebuie noi să venim în cârciuma asta.
tipă nu mai are voie omul să facă o surpriză logodnice, că acum arde lume. Surpriză? Și surpriză? Și surpriză că faci? Și surprizică? Păi asta a fost surpriză, că te-am adus aici. Asta? Dar mai am o surpriză. Mai ai una? Mai mare. Da, mai mare. Zi, zi. M-am gândit. Da? Să mă mut la tine. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Adică cum nu se poate? Deci stau la tine în casa aia, toate neamurile, toate verișoarele, de dincoace de prud, de dincolo de prud, din prud, de peste prud, de peste tot, mai puțin și le ieși pe pericle la tine. Vreau un telefon? Nu vreau. Și eu, logodnicul tău, n-am loc acolo? Da, nu este vorba despre asta, și unde? Unde să-l mai iau și pe pericle? Că Gicuță ies în camera de sus. Astea spune de aici sunt toate, nu? Deci. Da. Le-am adus să-și aleagă el. Pulculițele la mamuca. Da. Bun. Ați făcut-o dumneavoastră? Da, după rețeta lui mamuca am făcut-o. Bun. Ia să vedem. Ia. Da. Dar el ce face acolo? Numără. Are un obicei mai... Nu mănâncă așa cu prima pulculiță care-i pică mână, știi? Întâi numără. Pe la patru numără. Voi vă bateți joc de mine sau cum? Nu, domnișoară, doamne ferește. Da, vă rog frumos, domn polițist, sunt furculițele. Lăsați-mă în pace, sunt numerii furculițele gândite. Dacă lipsește una, dacă lipsește o furculiță, de unde ai spus că le aveți? La mamuca. De la mamuca? Da. V-ați spus întrebarea dacă vă lipsește o furculiță de la mamuca? Nu m-am gândit la asta. În ultima vreme se fură în sat. Se fură vesele, se fură furculițe. Păi da. Dar de ce nu mănâncă dulceață? Întrebați-l pe el, domnșoară. Dar dulceață nu mâncați? Da, niște andrele n-aveți? Dar și voi aveți o logică. Nu, lăsați-le, vă rog frumos. Haide. Nu, gata, hai că noi trebuie să plecăm. Gata, și avem treaba, amenda. E bine, sunt toate? Da, sunt toate, sunt toate. Mămuca să stea liniștită. Da. Sunt toate, de la mămuca, așa. Noi plecăm. Dacă... vedeți ceva suspect, anunțați-vă, noi, da, poliție. Sigur, dar mai intrați, mai avem dulceață. Da, da, da. Mai chiniți, mai poftiți. Să rămână. Și frumoși sunt polițiști. Hai la treabă, hai. Ai, mama mea. Acum pot să vin eu la tine. Și ce vrei, să mă încalc să mergem la mine? Ei, am fost mai rapid, dar am fost, asta e. Da. Ascultă-mă. Nu vreau să te vadă lumea înainte de divorț. Nu-i bine. Da, dar vin pentru un linuș. Zon? Mm-hmm. Dar nu-i cam mic? Hai că nu glumesc. Nasol. Am auzit și o discuție în cancelarie. E clar că acum are probleme de când nu mai e maică sa lângă el. Așa și? Păi are nevoie de o prezență maternă lângă el. A, și te ofer să fii tu aia. Da, bineînțeles, m-aș putea ocupa de el mai bine decât maica sa aia denaturată. Foarte bine, că și eu simt nevoie așa de o prezență de-asta denaturată. Simți? Păi hai atunci. Da, hai că l-a reparat. Și cum rămâne cu Alinuș? Trebuie să dai o probă, două. Ia să dau probă, păi n-am mai dat. Da, ca să mă convingi că ești bună de... Păi uite. Mamă, mamă, hai să ne ai! N-a plecat Gicuță? Deci n-a plecat? Ce-am vorbit noi? Și-au făcut bagajele, săracu. Nu, 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 nu. Și-au făcut bagajele, dar au fost anti-victorița rășită, era tușea toată și nu, te rog, eu stai jos. A plecat, da? Da, se duce, are bagajele, le-are mâine, acum, ei cred că e pe drum. Și... acum, doar mă știi. Eu sunt fată serioasă. Eu nu pot să trăiesc în păcat înainte de nuntă. Hai, nu mă nebuni. Măi, Fecioarea Maria, dar tu cu răposatul cum ai făcut copilul ăla? Da, atunci a fost altceva și oricum atunci aveam o altă poziție. Da? Și acum ce poziție ai? Eu, în satul ăsta, sunt cineva. Ești bun, da, ești un model pentru fetele astea. Ce ți s-a urcat la cap? Ha? Tu te crezi vedetă? Ai găsit un cadavru și gata, lumea e la picioarele tale? Te muți cu mine doar dacă faci nunta mai devreme. Dacă mai facem nunta vreodată. Dar nu înainte de două luni.
Aia nu plânge ca în glumit. Eu niciodată nu știu când tu glumești și când ești serios. Ai avut dreptate, nu e bună friptura. Mai ai ciorbița de aia bună pe acasă? Stai sus un pic de nuță. Hai. Plătește tu. Unde-i borcanul? E acolo, nu pot. Stivene, de ce nu poți, Stivene? Nu pot, bă, nu pot, sunt stresat. De ce e stresat, mămică? Nu pot, sunt stresat, mă gândesc numai la aiurea, mă gândesc la tăticul care are acum jurământul, mă gândesc numai la prostii, numai la ce trebuie să mă gândesc, Stivene, îți las borcanul aici. Ai 5 minute să-l umpli. Hai, Fabiul, nu da timp, că tu nu știi cum e. Mai ales dacă îmi dai timp, acum nu o să mai iasă nimic. Mă interesează, umple! Jur aici, chiar în miezul primăriei, că eu, state, mă cunoașteți de România și Potcovaru, să-mi respect jurământul cu sfințenie. Cu mine vorbești, mă, Popeană? Bă, băule, bă, tu cu mine vorbești, mă? Bă, îți dau cap în gura gloadă, nu te vezi. Bă, băule, bă, bă! Ce faci, bă, mă? Repet jurământul de primar. Păi și e cu feguri, așa? Da, așa l-am scris, cu ieroglife. A, da? De-abia aștept să viu să te văz. Atunci... calcă și mie pantalonii ăștia, să mă duc să te pun jurământul la dungă. Calcă-mă! Spală-mă! Dă să mănânc! Și altceva, nimica! Ai spus ceva? Am spus nimica! E gata! Ți-a făcut mai multe dungi, e bine? Oh, domnul Corlățean! Salut! Spune-mi în tase, te rog. Nici nu-ți dai seama cât mă bucur că ai luat hotărârea corectă. Oare? Nu știu, dar am senzația că mi-am vândut sufletul. Eu sunt doar un om care recunoaște valoarea. Și în legătură cu reclamația pacientului s-a rezolvat. A fost respinsă ca nefondată. Iar cazul a fost închis. Și cu procesul civil cum? Procesul e o formalitate. Doamna acela discută cu pacientul. Știe ea cum se rezolvă asta. Când mă gândesc cât am suferit, fără să fiu vinovat. Scuză-mă. Mă crezi că nici măcar nu pot să mă bucur? Mă crezi? Și când te gândești că asta se întâmplă în România, unde atâția doctori greșesc și nu pățesc nimic. Și tocmai dumneata o somitate să fii pedepsit. Somitate. Să ieșim un pic, facem câțiva pași, mai stăm de vorbă și nu uita o chestie.
cine este cu mine în echipă nu dă kix niciodată. Ce zi măreață, măreață, neastate primar, vremurile se schimbă, Obama președinte, o lume nouă, da, ce da. Să mai... Mai stăm mă mult acelea că m-am plictisit. Ia mai taci, fă din gură. Dacă vă ascultați, când Fidel, prietenul meu, a luat puterea, eu aveam 5 ani. Doamne, câtă emoție în aer, câtă energie. Și fumai trabuc, bre? Cubanez. Cum, bre, la 5 ani? Ei, probabil că aveam 12 ani. Mă, ce dracu, nu mai plecăm o dată! Dar ar place în capul tău să dea de dobetoaca, dracu, care ești! Unde-i băcanul? Unde-i copilașii mei? E la poartă, te așteaptă. Păi, dar cum ai făcut, bre, asta, bre, că mă chinuit? Tu știi că m-a chinuit să fac asta? Cum ai putut să spargi borcarul, bre? Mă chinuit, asta, cum ai putut să spargi borcarul? Bă, ce faci, mă? Iar nu faci, mă, nimica, cât să mai... Ce nu fac, bă, nimica, că am făcut unii merea un porcănel ăla mic, unii merea gurița la ăla și i-am luat unul mai mare și uite că mă de la spate! Dă-mi place! Dă-mi place că fac eu pe drum! Cine merge? Noi! Care noi? Familia. Noi toți! Hai! Hai! Oh. Da! La motiv! Nu, mergem pe jos să ne vadă tot satul. Cine merge la mâna asta? Eu, eu. Hai! Hai! Ce făcut mă acolo? Ce făcut mă acolo? Și eu copiii o dată! Stop! Băi, te trebuie la lasă, bă! Aoleu, aoleu, dar nu-ți mai poate! Eu mai scap de voi prin nicăieri, mai scap de... Hai, gata, gata! Topi, topi! Bună! Te zic că nu mai vreau vorbi cu mine. N-am spus asta niciodată. Atunci, te cu supărare? Nici asta n-am spus. Chiar vreau să înțelegi că nu sunt pregătită să-ți fiu soție și nici mama a doi copii. Nu e momentul. Înțeles. Eu dus jucat cu copilii. Chiar ai înțeles? Înțeles și trebuie să înțeles. Nu sunt un tip care se laudă, dar cât am fost primar, interimar, în comună lucrurile au mers foarte bine. Adică s-a simțit acea legătură între cetățean și, și primar și... Nu acum! Era primarul! A? E primarul! De ce n-ai zis, mă, mai devreme? Ce-a spus? Sunteți bine venit. Adică... Am venit cu familia și cu membrii ei, cu un prieten și cu soția. Sunt foarte emoționați. N-avem destule scaune. O să stea în picioare. Sunt bineveniți. Hai, intrați! Intrați! Sunteți bineveniți! Intrați! Și umpleți gura, da? Pentru că e plin de solemnitate aici. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Tot. 14 minute! 14 minute, domn doctor, în 14 minute! Vă aduc borcanelul, domn doctor! Domn doctor! Domn doctor, deschide că a adus borcanelul, domn doctor! M-a adus borcanelul în 14 minute, domn doctor! Vreau să organizez un carnaval ca să mă sărbătoresc pe mine de primar ce am ajuns. Paraliza nu a fost bună că ea mici a murit pe drum. Toți? Toți vă mai rămas niciunul nimic. Să dea traci în căruța ta, că dacă băgai și tu vetezi, ajungeam și eu la timp. Domn preima ta să ții turnul ăla. Așa și ce treabă ai tu? Păi cu crenolină și fără turn, ce să știe țăranul? Mă și nervezi.